Institutului Pașcan. Prin activitățile desfășurate în cooperare cu celelalte instituții, s-a reușit ca pe raza municipiului Pașcani să nu existe cazuri de distribuire a drogurilor în unitățile de învățământ, unitățile de alimentație publică sau pe stradă, de asemenea nu există fenomen de practicare a prostituției stradale. Obiectivele pentru perioada următoare